în sfârșit ne întâlnim la evenimente cu amândoi, că de obicei sunteți fiecare la un alt eveniment. Ce faceți? În general, bine, și noi ne întâlnim destul de rar din cauza, nu, datorită muncii pe care o avem și a companiei de teatru care ne mănâncă mult timp, și o spun cu bucurie acest lucru, suntem destul de ocupați fiecare pe culoarul lui și când ne întâlnim nu știm ce să discutăm mai întâi pe lângă problemele casei. Ne întâlnim aici la gala Atypic Beauty pentru prima oară în calitate de model în cadrul acestui eveniment. Am urmărit evoluția mai multor gale, ori ca spectator, ori ca simplu spectator de pe YouTube, și m-am bucurat foarte mult de acest eveniment pe care Andreea reușește să îl facă cu atâta mișcare de forțe. Și da, suntem pentru prima dată în calitate de invitați care susținem o persoană în cărucior. Știu că Monica a cochetat cu moda. Tu ai vreo experiență în acest sens în adolescență? Faptul că eu cochetez cu Monica de 28 de ani, eu zic că am și o legătură cu scena. Cred că prima mea prezentare pe scenă a fost acum vreo 18 ani într-o colecție din Abuzatu, atunci când multe persoane cunoscute, multe persoane publice au urcat prezentând câte o ținută din Abuzatu, ținută pe care o suport și în seara asta, atunci când va veni momentul. Până atunci nu cred că am avut nicio legătură, mă uitam, îmi plăcea când îi vedeam pe alții, dar eu să merg pe podium, să fac și acea poză de 4 secunde, auzi, 4 secunde, mi-a zis Gălățescu. Trebuie să mă țin de chestia asta. Dar nu te atras niciodată domeniul pentru că ai înălțimea necesară, fizicul? Ai înălțime aici? Nu aici, modeling. Nu m-a atras. Oricum scena mi-e prietenă, indiferent sub ce aspect. Mi-e prietenă și atunci mi-e ușor să fac și acest lucru. Spuneți-mi în ce proiecte vă vedem la teatru. Ne vedeți împreună în proiectele companiei de teatru Concordia. Uite, eu chiar te invit, să știi că pe ăsta nu l-ai văzut. Vezi că ea a venit la noi la spectacol. Ce ai văzut? Ai fost la Noaptea Furtunoasă. La Eu te cred, dar tu mă minți, pe 22 mai, la Sala Studio a Teatrului Național, unde suntem găzduiți. Pe 23 mai suntem la Dallas, lângă, cu divorțul anului, noi doi. Da, nu, mă rog, nu noi divorțăm, eu divorțez, dar e complicat. În conjunctura aia eu sunt amantul, deci ar trebui să vedeți ca să vedeți o altă de situație. Și dacă văd și oamenii din țară, să știi că din 24 mai suntem la Vâlcea cu Noaptea Furtunoasă, apoi 25 la Hunedoara cu divorțul, 26 Lugoș, tot cu divorțul la Lugoș, 27 la Deva și apoi ne întoarcem la concertul lui Aurelian pe 31, care va avea loc tot la Sala Dallas în București. Deci e agenda plină. Vreau să ajungem la emisiunea Te cunosc de undeva. Cum e să lucrezi cu Fina? Voi sunteți și colegi de breazlă pe scena muzicală și... Mai mult timp colegi de breazlă și de jurizare decât relația Naș-Fin, pentru că de 3 ani de zile s-a produs această relație, iar emisiunea are 11 ani, sau 4 ani, cât s-au dus de atunci. E interesant. Păi eu am mulți, noi avem mulți fini cu care eu am multă treabă. Spre exemplu, Vlad Popescu, domnul profesor de tobe și inițiatorul alături de mine a tuturor proiectelor, Tribut Aurelian Andreescu, De Dragoste, tot ce cânt, care este la tobe tot timpul, Serenada din 31 mai, Vlad este finul nostru. În cealaltă trupă l-aveam pe Ștefan Ciobanu, tot muzician, clăpar, deci tot finul nostru. Ne înconjurăm de oameni cu care și lucrăm în timp. Pe când o colaborare cu Andreea Bălan pe plan muzical? Știm provocare. Da, nu știu dacă ea își permite acest lux, pentru că ea colaborează de telefon, te anunț. Ea are o piesă în top internațional cu Jador și nu cred că are rost. N-am cum, nici spate nu fac.